Capitolul 16. Pilda ispravnicului necredincios. Isus a mai spus ucenicilor săi: Un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și a zis: Ce aud eu vorbindu-se despre tine? dă socoteala de ispravnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, Cât ești dator stăpânului meu? O sută de măsuri de unt de lemn, a răspuns el și a zis, Ia-ți zapisul și șez de grabă de scrie cincizeci. Apoi a zis altuia, Dar tu cât ești dator? O sută de măsuri de greu, a răspuns el. Și a zis, Ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii viacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fii luminii. Și eu vă zic, Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mustrări făcute fariseilor. Fariseii, care erau iubitorii de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Isus le-a zis, Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Pilda bogatului nemilostiv Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avram, fieți milă de mine și trimită pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te, dar părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei." Nu, părinte Avrame," a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi." Și Avram i-a răspuns, Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Capitolul 17. Prilejurile de păcătuire. Isus a zis ucenicilor săi: Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l Apostolii au zis Domnului, mărește necredința. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Robi netrebnici Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină o dată și șezi la masă? Nu-i va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încingete și slujește-mi, până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: Suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Cei zecele proși. Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Isus, e învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Isus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritian. Isus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt?" nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Venirea împărăției lui Dumnezeu Fariseii au întrebat pe Isus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Venirea fiului omului. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele fiului omului și nu veți vedea. Vi se va zice, Iată la aici, iată la acolo. Să nu vă duceți nici să nu-i urmați. Căci, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noie în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar... În ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a ploat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi vă spun că în noaptea aceea doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, Unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.